Salut, Răzvan, cum a fost azi? A fost foarte greu, așa este la noi în campionat, cam în fiecare an o etapă se joacă pe terenuri înghețate. Bine că a trecut, nu s-a accidentat nimeni, am reușit să nu pierdem, deși am făcut un meci foarte slab. De săptămâna viitoare se va încălzi vremea și atunci se va putea juca în condiții ok. Dar de ce crezi că ați făcut un meci nu foarte slab? Veneați după victoria cu 2-0 cu Voluntari, cu speranțe mari astăzi, cu o victorie vă apropiați acolo de play-off. Ar fi trebuit să câștigăm astăzi, pentru că ei au avut meci în urmă cu 3 zile la Botoșani. Ei trebuiau să fie mai obosiți decât noi. Veneam după două victorii consecutive și poate din nou am fost puțin cam visători și lucrul ăsta ne-a costat. În prima repriză ei puteau să mărească avantajul. Până la urmă e bine că am reparat în a doua repriză ceea ce am strigat în prima repriză. Până la urmă un punct e mai bun decât nimic. De greu pentru un portar pe un astfel de teren. Foarte, foarte greu. Am avut emoții foarte mari, pentru că în careu, într-o zonă era înghețat, în altă zonă era moale, patinai, orice șut pe poartă putea fi periculos. Asta este, acum, așa cum am zis, cam în fiecare an o etapă se joacă așa, pe teren înghețat. Pentru voi, jucătorii fără George Costa, cum a fost? Nu a fost ușor și asta cu siguranță a fost un dezavantaj pentru noi. Până la urmă fiecare echipă și Sepsi e fără domnul Grozavu. Așa este acum cu COVID-ul, nu avem ce face. Totuși noi până acum am fost norocoși din punctul ăsta de vedere. Nu prea am avut absenți din cauza virusului. Și cu acest punct și cu această serie pozitivă mai visați la un loc de play-off? George Costa așa spune. Cu siguranță, suntem în luptă pentru un loc de play-off. Părerea mea că de la locul 5 în jos, cam toate echipele încă mai au dreptul să viseze la un loc de play-off, dar dacă vrem să mergem în play-off, cu siguranță trebuie să ne schimbăm atitudinea, cu atitudinea pe care am arătat-o astăzi în prima repriză, nu avem nicio șansă să ajungem în play-off. Mulțumesc, Răzvan. Mulțumesc și eu.